Biletul zilei la pariuri sportive pentru azi, 13 iulie, plasat la Superbet, 3 meciuri pentru azi pe bilet, avem Jaber Zabalenca de la Wimbledon și două meciuri din Europa Conference League. Începem așadar cu a, prima partidă care va începe la ora 17.00 11 Jaber întâlnește pe Arina Zabalenca. V-am spus care este treaba cu Jaber, este o jucătoare muncitare care comite și ea o medie de 3,6 duble greșeli, dar Zabalenca se bazează exclusiv pe serviciu puternic și cel mai probabil va încerca să-și facă meciul cât mai ușor, obținând punctele din primul și al doilea respectiv serviciu. Mai exact, servind foarte, foarte puternic, comite în general o medie de 4,5 duble greșeli pe meci. Drept urmare, pariul meu este că Arina Zabalenka va comite cel puțin 4 duble greșeli la o cotă de 1.50. Continuăm cu partida din Conference League, acolo unde Macbies întâlnește pe Dundlac. Practic se întâlnește o echipă din Gibraltar cu una din Irlanda, iar în opinia mea diferența de valoare este categorică în favoarea irlandezilor, de aceea voi miza aici acoperit pe un pariu pauză sau final 2 Continuăm cu partida din aceeași ligă, Conference League. Vaduz-Nemangrado, practic aici avem un duel între elvețieni și bieloruși. Mergem pe favoriți. Vaduz, totuși, are un fotbal mai aproape de cel din Europa și zic eu că nu pierde azi pe teren propriu. Drept urmare, mizez pe Vaduz, câștigă la egal pariu, se rambursează pentru a fi acoperiți cotă 1.38. Finala, cota finală este 3 și 10, seria biletului 995M 3XQ7KM. Dragi prieteni, așa arată biletul zilei. Eu vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, parează responsabil, pareați cu cap.